Ridichea este o legumă cultivată în regiunile temperate pentru rădăcina ei suculentă și bulboasă. Lista beneficiilor pentru sănătate pe care le are ridichea neagră este lungă, fiecare în parte fiind un motiv în plus pentru a o consuma, mai ales în sezonul rece. Practic, dacă gustul și aroma pe care le are ridichea neagră îți plac, contraindicațiile nu există. Trebuie însă consumată cu prudență de cei care au sensibilitate gastrică, dar și de persoanele care suferă de insuficiență tiroidiană cronică. Consumată în cantități normale, sub formă de salată sau preparate termic, reacțiile neplăcute sunt extrem de rare. Siropul de ridiche neagră se prepară foarte simplu și poate fi păstrat la rece câteva zile. Este foarte activ împotriva tusei, având capacitatea de a fluidiza secrețiile bronșice și prin aceasta de a ameliora și chiar vindeca tusea. 100 de grame de ridiche neagră oferă 75% din doza zilnică recomandată de vitamina C, contribuind semnificativ la fixarea calciului și la consolidarea imunității. Tot ridichea poate preveni cancerul. Cele două substanțe din compoziția legumei au un puternic efect anticancerigen. Cercetările au arătat că acestea sunt eficiente în combaterea cancerului la prostată și la colon, acelui ovarian, bucal, a cancerului la stomac și la rinichi.